În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea sfințiile voastre, prea cuvioși, prea cucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase. Astăzi, biserica noastră prăznuiește sărbătoarea botezului Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta este una dintre marile sărbători ale creștinătății. Sărbătoarea este menționată în secolul al III-lea, alături de sărbătoarea nașterii Domnului și de sărbătoarea învierii Domnului. În primele patru veacuri, această sărbătoare era unită cu sărbătoarea Crăciunului sau a nașterii Domnului. Dar spre sfârșitul secolului al IV-lea și nerăsărit a început să se facă distincție între sărbătoarea nașterii Domnului sau Crăciunul, prăznuit la 25 decembrie, și sărbătoarea Epifaniei sau a Teofaniei sau a botezului Domnului la 6 ianuarie. Această sărbătoare a botezului Domnului sau a Epifaniei, a arătării Domnului sau a Teofaniei, a arătării lui Dumnezeu Sfânta Treime, este deosebit de importantă pentru înțelesul mântuirii noastre, dar și pentru viața creștină în ansamblu ei. Mântuitorul Iisus Hristos a venit să se boteze în Iordan cu botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, deși el nu avea păcat. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul ezită să-l boteze, spunând că el are nevoie să fie botezat de către Iisus. Însă Iisus îi spune, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Dreptatea înseamnă planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru omenire. Și în planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii era prevăzută această venire a lui Ioan Botezătorul pentru a-l arăta mulțimilor care se adunau la Iordan pentru botezul pocăinței pe Iisus, fiindcă Iisus, Mesia, era așteptat de secole ca izbăvitorul, ca unsul lui Dumnezeu, ca cel care va mântui pe poporul lui Dumnezeu. Această așteptare însă era amestecată cu nedumerirea. Nu se știau exact care sunt criteriile după care poate fi recunoscut adevăratul Mesia sau adevăratul uns al lui Dumnezeu. De aceea, pentru o perioadă de timp, unii chiar considerau că Ioan Botezătorul este Mesia. El însă a spus, nu sunt eu Mesia, ci cel care vine după mine și care a fost înaintea mea și este mai mare decât mine și căruia nu sunt vrednic să îi dezleg cureaua încălțămintei. Deci după cum însuși Ioan Botezătorul mărturisește în Evanghelia după Ioan, care este redată aici sus pe frontispiciul Palatului Patriarhiei, Ioan Botezătorul deci are conștiința că el este trimis de Dumnezeu ca să-l arate mulțimii la Iordan pe Iisus, ca fiind Dumnezeu Mântuitorul. De aceea, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îi spune, cel deasupra căruia vei vedea pe Duhul stând, planând, acela este. Deci, el a venit să-l mărturisească pe Iisus din Nazaret,
ca fiind adevăratul Mesia, Mântuitorul mult așteptat. Deci botezul mulțimilor la Iordan era o șansă deosebită pentru ca Ioan Botezătorul să mărturisească dumnezeirea lui Iisus și lucrarea sa mântuitoare. Botezul pocăinței era o pregătire pentru botezul creștin. Era doar un început, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, iar botezul creștin, săvârșit de biserică, la porunca lui Iisus, în numele Preasfintei Treimi, este desăvârșirea botezului Sfântului Ioan sau desăvârșirea botezului pocăinței. Deci botezul pocăinței este începutul botezului creștin, pentru că așa mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor sau spre iertarea păcatelor. Însă, așa cum precizează Sfinții Părinți, mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur, botezul lui Ioan nu era botezul de plin, nu era săvârșit în numele Sfintei Treimi și nici nu oferea harul iertării păcatelor, ci doar pregătire pentru botezul creștin. Deci această lucrare a lui Dumnezeu pregătitoare s-a arătat prin faptul că după ce a săvârșit botezul acesta al pocăinței, deși el n-avea păcat și n-avea nevoie de pocăință, ci din smerenie, și pentru că va lua asupra sa păcatele lumii, Iisus Hristos se botează ca toți ceilalți oameni care veneau la Ioan Botezătorul să fie botezați cu botezul pocăinței. Însă Evanghelia ne arată că după ce a fost botezat de către Ioan, deodată în mod surprinzător s-au deschis cerurile și un glas din cer a spus: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel, a planat deasupra capului lui Iisus, pe când el ieșea din apele Iordanului. Despre aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur zice: prin botezul în Iordan, Iisus a împlinit botezul iudaic, dar prin arătarea Sfintei Treimi, după ce el a ieșit din apele Iordanului, Hristos a deschis porțile botezului săvârșit de biserică, adică săvârșit după cum Mântuitorul Iisus Hristos a poruncit apostolilor săi înainte de înălțarea sa la cer, și anume, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prin aceasta vedem că Mântuitorul Iisus Hristos precizează înainte de înălțarea sa la cer că toate popoarele care vor crede în El vor fi botezate în numele Preasfintei Treimi. De aceea, botezul în Iordan este baza, temelia botezului creștin, care se va săvârși după cum a poruncit Mântuitorul Iisus Hristos. Ce ne dăruiește botezul? Botezul ne dăruiește, așa cum ne învață Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți,
mai întâi iertarea păcatului strămoșesc al neascultării protopărinților Adam și Eva, din care păcat derivă toate celelalte păcatele oamenilor, din neascultarea de Dumnezeu, din neînfrânare și nepocăință. Dar, în plus, botezul ne dăruiește începutul unei vieți noi, viața în Hristos sau în Duhul Sfânt. Și această viață nouă este început de viață veșnică. Viața veșnică nu este viața de după moarte, cum greșit se înțelege uneori. Viața veșnică este comuniunea oamenilor cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și începe odată cu botezul. Sfântul Vasile cel Mare spune că nu primim prin botez doar iertarea păcatelor, ci și harul înfierii, devenind fii al lui Dumnezeu după har, prin Duhul Sfânt. Și mai primim încă ceva, spune Sfântul Vasile cel Mare, primim arvuna învierii. Ce înseamnă arvuna învierii? Înseamnă învierea sufletului, mai întâi, din moartea pricinuită de păcat. Și pregătire pentru învierea cea de opște la sfârșitul veacurilor. Deci, pe lângă iertarea păcatelor, primim în botez taina înfierii sau harul înfierii. De aceea cei botezați prin credința în Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, în numele Sfintei Trăimi, sunt fii și fiice după har al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când glasul Tatălui din cer a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine am voit, nu s-a referit numai la dumnezeirea Fiului, ci și la umanitatea pe care El a luat-o. Când a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, s-a referit și la natura omenească pe care a luat-o Iisus pentru a o ridica, a o sfinți și a o îndumnezei. Deci a cuprins în iubirea sa Dumnezeu umanitatea lui Hristos și pe toți oamenii care vor crede în Hristos și vor primi botezul în numele Sfintei Trăimi. De aceea botezul este sfânta taină, temelie a vieții duhovnicești. Fără botez nu se pot primi celelalte sfinte taine în biserică. Temelia tuturor sfintelor taine este Sfântul Botez săvârșit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ce se realizează prin botezul în numele Sfintei Trăimi? Se realizează, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, răstignirea noastră împreună cu Hristos și învierea noastră împreună cu Hristos. Taina crucii și taina învierii în viața noastră. De aceea botezul este prilej de bucurie, de binecuvântare și, în mod deosebit, noi prăznuim la sărbătoarea botezului Domnului atât botezul Domnului în apele Iordanului, cât și înnoirea, amintirea și înnoirea propriului nostru botez. Fie că am fost botezați copii, fie adulți, Sfântul Botez
ne dăruiește această înfiere. Și când sărbăm botezul Domnului la 6 ianuarie, noi sărbăm și înnoirea sau actualizarea, îmi spune în termeni mai teologici, a propriului nostru botez. De aceea luăm apă sfințită și suntem stropiți cu apă sfințită sau aghiasma mare de la sărbătoarea botezului Domnului. Deci avem aici o dublă bucurie. Odată prăznuim botezul Domnului în apele Iordanului și în al doilea rând ne reînnoim botezul nostru în numele Sfintei Treimi. Dar așa cum se constată, ortodoxul vrea să fie sfințit nu numai sufletul și trupul său, ci și locuința sa și spațiul în care viețuiește și lucrează. De aceea apa numită aghiasma mare sau apa sfințită printr-o slujbă de sfințire mare este folosită și pentru sfințirea caselor și pentru sfințirea grădinilor în unele părți. Deci, sărbătoarea aceasta este sărbătoarea prin care iubirea lui Dumnezeu se arată oamenilor. Iubirea Tatălui care îl vede om în apele Iordanului pe Fiul Său cel veșnic. Și, desigur, trebuie să amintim că această aghiasmă mare care se va săvârși imediat se numește mare fiindcă este săvârșită la o zi mare numai în această zi a botezului Domnului. Fie că este săvârșită în ajun, fie în ziua botezului, în ajun pentru sfințirea caselor credincioșilor, fie în ziua însăși a botezului Domnului, este doar o singură dată pe an sfințită. Pe când aghiasma mică se săvârșește de mai multe ori pe an, ori de câte ori este nevoie. Și mai ales la sfințirea casei, a fântânii, la începutul fiecărei luni în unele părți. Dar aghiasma mare, aceasta se sfințește numai o singură dată pe an, în legătură cu sărbătoarea botezului Domnului. Este important să se știe că această sfințire se face în cadrul Sfintei Liturghii, înainte de otpustul liturghiei, pentru că ea ne aduce aminte atât de botezul Domnului, cât și de botezul propriu, după cum ne învață Sfântul Simeon al Tesalonicului. Și sfințirea, cum veți vedea, e deosebită, pentru că nu se invocă de trei ori doar pogorârea Duhului Sfânt pentru sfințirea apei, ci de două ori câte trei, adică în două rânduri. Și această procedură este numită teologic dubla epicleză, adică este invocată odată Sfânta Treime, pentru că la botezul Domnului s-a arătat la Iordan Sfânta Treime și în al doilea rând, pentru că și la botezul nostru s-a invocat Sfânta Treime când ne-am botezat noi. De aceea avem la această aghiasmă mare o dublă epicleză sau de două rânduri câte trei chemări sau invocări ale Duhului Sfânt. Și aici trebuie să menționăm faptul că această
chemarea Duhului Sfânt pentru sfințirea apei este atât pentru oameni cât și pentru sfințirile care se fac cu această aghiazmă mare, o mare binecuvântare pentru biserică, și anume, ce se obține prin stropirea cu starea aghiazmei mari și stropirea cu aghiazmă mare. Trei lucrări mari. Prima este sfințitoare, a doua este vindecătoare și a treia este eliberatoare. Și anume, prin gustarea acestei ape sfințite astăzi, se sfințește sufletul și trupul. Se sfințește casa, gospodăria și grădina, deci și mediul înconjurător. Se sfințește, deci, natura omului și natura înconjurătoare puse sub protecția și binecuvântarea Preasfintei Treimi. În al doilea rând am spus că această aghiazmă mare este vindecătoare. Vindecătoare de boli sufletești și trupești și vindecătoare de patimi rele. Și aceasta înseamnă că atunci când oamenii au patime grele și nu sunt dezlegați de către duhovnic, nu li se dăruiește împărtășania, dar li se dăruiește ca o consolare, ca o mângâiere, aghiazma mare sfințită astăzi. Și în sfârșit, a treia lucrare este de eliberare, și anume aghiazma mare se dă pentru alungarea duhurilor rele și pentru ieșirea din situații dificile. Când se trece prin necazuri și încercări, se folosește aghiazma mare ca ajutor, ca întărire în credință și spor în rugăciune. Toate aceste binefaceri explică de ce aghiazma mare se folosește timp de 8 zile, începând de mâine, sau 9 zile începând de astăzi, sau 10 zile începând de ieri, pentru că unii au primit aghiazma mare când a venit preotul să sfințească casa. Deci toate acestea ne arată că aghiazma mare ne întărește în credință, în sănătate și ne aduce multă bucurie spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin.